slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, care ai făcut pe om după chipul și asemănarea Ta și ai dat putința de a dobândi viața de veci. După aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ce ai rânduit mântuire lumii prin întruparea Hristosului Tău. Însuți primește în împărăția Ta cea cerească și făptura aceasta a Ta, pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide-i lui ochii gândului ca să strălucească în el lumina Evangheliei Tale. Însoțește viața lui cu îngeri de lumină, ca să-l izbăvească pe el de toată vântuiala potrivnică, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de năluciri rele. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde, se încuibează în inima lui. Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde, se încuibează în inima lui. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Către ușă, suflați de 3 ori. Și ca și cum ați scuipat de 3 ori. Este semnul văzut prin care arătați că vă lepădați, pentru că voi mărturisiți pentru el. Acum vă întoarceți și mărturisim și credința. Continuăm dialogul. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Uitați-vă aici, eu o să rostesc împreună cu voi și rostim cu toții rar și clar crezul, da? Haideți! Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn împreună. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut. Știi ce înseamnă împreună? Toți odată. Unul născut, care din Tată s-a născut, mai înainte de toți veci. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Vă mai întreb o dată, uitați-vă aici. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și te închin Lui? Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii cele de o ființă și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trezire, să facem ochișori. Papionul jos. Mâinile tale mă vor. Se botează robul Dumnezeu Tudor Alexandru. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, și pururea și în vecii vecilor. Amin. Watch me.
sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ne gândim, nu? Pe robul tău, Tudor Alexandru, care începe a-și tunde părul capului său, binecuvintează-l împreună cu nașii lui și le dă lor să gândească toate într-o legea ta și să facă ce le vine plăcute ție. Binecuvintează și capul robul tău acestuia, Tudor Alexandru, prin mâna mea păcătosului, încălțindu-l pe el cu Duhul tău cel sfânt, ca sporind cu creșterea și cu căruntețile bătrâneților să-ți înalțe slavă și să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mami, ce bun e, alo. Deci, mi-l dați mie acum în brațe? Se îmbisericește robul Dumnezeu Tudor Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin? Se îmbisericește robul Dumnezeu Tudor Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin? Deci văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, deși că avem încredințezi. Multă grijă, mergeți și îl îmbrăcați. Vreau să vorbesc cu mămica și cu tăticul. Copilul e darul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Sunt convins că așa îl percepeți ca pe un dar, pentru că așa și este. Un dar față de care aveți și responsabilități. Atât față de creșterea lui trupească, de care sunt convins că în viață veți face tot ce mai bun și mai frumos pentru el, dar să nu uitați că totodată aveți datorie și față de creșterea lui duhovnicească. Ce trebuie să faceți? Să veniți cu copilul la împărtășit cât mai des cu putință. Să nu treacă luna fără să fie copilaș împărtășit. Din acest moment vă fac responsabil în fața lui Dumnezeu și pentru deasa lui împărtășire. Și vreau să vă mulțumesc că și numele meu și al părinților colegi că ne-a să împărtași acest eveniment fericit din viața noastră. Să nu știe să plângă. E curajos, nu. A fost numai un zâmbet. Și face și ea, începe să zic. Păi ce faci? Așa acolo la aparat, ce mișcă, ce ce se îndreaptă. Așa, străbunului, cu băceia, bune, că avem. Îi doresc toată fericirea din lume și tot ce e mai bun. Și pe tine. Și pe mine, că dacă ne ducem... Hai, zi. Deci, pentru nepoțel. Pentru nepoțelul, strănepoțelul nostru, Tudor Alexandru, să fie sănătos, să ne bucurăm de el toată viața, să aibă noroc.